Salut, și bine v-am regăsit! M-am gândit astăzi să fac un video în care să testez produse noi, în general de la Makeup Revolution. Astăzi mi-au ajuns produsele de la Makeup Revolution pe care le-am comandat și am zis că ar fi o idee bună să filmez cu ele. Avem așa, paleta nouă de la Sofix Does Nails cu Makeup Revolution. Eu zic Sofix X Does Nails, că eu o țin minte ca Sof Does Nails de pe YouTube. Foarte greu mă obișnuiesc cu paleta, cu numele ăsta ei, Sofix. Dacă nu știți, Sof, împreună cu cei de la Makeup Revolution, au mai scos o paletă, paleta care se numește doar Sofix, însă au mai scos una care se numește Extra Spice și eu am chiar aici, ambalajul e absolut superb. Și vreau să vă arăt, nici măcar nu i-am făcut swatch, dacă mă credeți. Și cam așa arată paleta, arată absolut superb, vedeți acolo și camera e foarte, foarte reflectantă, ai putea liniștit să te machiezi în ea. Așa, aici are oglinda, din nou puteți să vă vedeți în ea și cam astea sunt culorile, mi se par absolut superbe și am zis că ok, e o paletă de care am nevoie pentru că o să fac multe chestii cu ea. Apoi, tot din aceeași colecție, am decis să cumpăr și un ruj, ăsta e nuanța sirop sau syrup și e un nude și mai am un concealer, deci cum ziceam, am și concealerul nou, cum se numește? Conceal and Define Full Coverage Concealer and Contour. Ok, nu mi-au cumpărat și nuanța închisă pentru contur și așa mai departe, dar dacă o să-mi placă ăsta, mă gândeam că poate un pic prea uscat pentru zona aia a feței. Și am cumpărat și fondul de ten stick de la Makeup Revolution, care nu știu cum se numește. A, uite aici. Fast Base Stick Foundation în nuanța F2 și concealerul îl am în nuanța C2. Concealerul pare puțin mai deschis. Cam deschis, da. Și fondul de ten pare cam deschis, dar na, vedem cum facem. Și de asemenea aș vrea să testez acest produs de la The One. O să vedem în rest ce alte produse o să folosesc, pentru că am adus aici câteva produse și să vedem ce o să iasă. O să vreau să pun mai întâi primerul ăsta de la MAC, Prep and Prime, îmi place super mult, am deja vreo 3 sau 4 mostre am avut de la acest primer, pentru că de fiecare dată când cumpăr ceva de la MAC online și îmi aleg produsul gratis, produsul cadou, îl prefer pe asta pentru că mi se pare că are o cantitate foarte mare și un produs travel size, chiar aș zice eu, foarte bun. Îmi place mult de tot cum lasă fața, o pregătește perfect pentru machiaj. Bun. O să folosesc fondul de ten, mi-e frică un pic de fondurile astea de ten stick. Când le văd în magazine tot timpul mă duc la ele, le swatchuiesc, dar parcă după aia zic, ok, poate că nu, nu cine știe ce așa arată. Nici măcar nu știu cum să încep să-l aplic. Oare e ok? Am impresia că nu știu să-l aplic. O, Doamne! Și o să mă uit, evident, în oglinda acestei palete, dacă tot o am aici. Și o să folosesc burețelul de la Boysenberries. O, dar are ceva acoperire. Ceva mai mult. Sunt chiar surprinsă. Tare bine arată pe ten. Pare un pic deschis, dar nu exagerat. Nu e chiar foarte deschis față de tenul meu, poate acum apare pentru că e fața mai în față și sfocalizată și lumina bate fix pe față, dar cu siguranță la toamnă-iarnă o să-mi fie perfect. Sunt foarte, foarte puțin bronzată. Nu că aș fi stat la plajă sau ceva, dar
Acum, de dragul acestui videoclip, o să mă vedeți așa ca o stafie. Oh, îmi pare atât de rău că e atât de albicios. Oh, după ce o să-mi pun pudra, o să fie mai ok. Deocamdată vreau să zic ca și consistență și textură. Îmi place super mult cum arată. Și acum o să stai din asta, ăla era rujul. O să folosesc concealerul, care și ăsta e super deschis. Are un aplicator super mare. Ok. Am aici un urmă de coș. Așa. Sunt muma pădurii. Parcă aici, nu știu, nu se amesteca foarte, foarte bine fondul ăsta de ten cu linia asta de la păr. Ok. Ok, asta chiar are acoperire foarte bună. Foarte bună acoperirea și îmi place mult de tot și consistența. Vedeți pisica acolo, o vedeți? O vedeți? Da, o vedeți. Motivul pentru care am cumpărat și paleta asta e pentru că am văzut că are altfel de culori și îmi place mult, a început să-mi placă foarte mult brandul Makeup Revolution. La început nu prea eram foarte happy pentru că paletele alea erau foarte, foarte copiate, alea de la din gama I Heart Makeup. Dar astea sunt mult mai ok. Mi se par foarte originale. O să folosesc pudra asta de la Maybelline Fit Me și plic pe toată fața. Am zis că o să mi se mai închidă fața de la pudră, e mult mai închisă decât fondul ăsta de ten și nu știu dacă vedeți diferența, dar eu pot să văd diferență foarte mare între partea cu pudră și partea fără pudră. Ce-mi place cel mai tare e că nu a făcut pliuri sub ochi. A făcut câteva aici în pliu, șanț tunel. Robe, dacă te uiți, ăla e șanțul tunel. Ok, deci după ce am pus pudra, acum parcă totuși cât de cât e uniformizată nuanța tenului meu cu asta. Deci, da, cred că putem trece la sprâncene. Vreau să folosesc produsul ăsta de la Avon. E un creion. Nu știu cum se numește. Sculpting Pencil Perfect Brow. Ceva de genul. Și nu vreau să fac nimic wow. Pentru că voi pleca în oraș imediat după ce termin de filmat și nu am chef de un machiaj foarte turbat. Bun. Cam atâta cu sprâncenele mele. Eu zic că sunt în regulă.
Vreau să aplic, vroiam să aplic produsul ăsta pe pleoape, dar am zis, cred că o să lăsăm pe altă dată. Și o să iau o pensulă de blending foarte mare și o să folosesc nuanța Running Late. I really am running late. Adică asta, da? Asta de aici. Și o să, ok. O să o aplic în pliu. God damn it. Ce pigmentată e. Nu știu dacă vă dați seama. Mamă, cât e de portocalie culoarea asta, deci nu m-aș fi gândit că e atât de portocalie. O să folosesc pensula asta de la Oriflame de blending și o să iau nuanța Cookie Dough, asta de aici. Dacă mai vreți și alte machiaje cu paleta asta, n-aveți decât să-mi scrieți în comentarii și o să facem. O să fac și alte machiaje cu paleta. Doamne, cât e de faină! Eu tot mă uit la culorile alea turbate, dar am zis că de data asta ar trebui să mai fac și ceva liniștit, calm. Sunt atât de multe culori frumoase, nu știu pe care să o folosesc, ador culoarea asta, Everyday. Îmi place foarte mult și nuanța Dreams, Infinity, LA Sun, oh my god, cât sunt de faine. Ok, cred că o să merg pe Everyday, să fac și un swatch, prima dată. God damn. Ok, îl folosim. Îl folosesc cu o pensulă tip limbă de pisică mai întâi. Vai, cât e de faină culoarea, Doamne! Doamne, cât e de faină! Se aplică super bine și așa și nu e umedă pensula, să știți. Nu am umezit-o cu nimic. Și dacă o iau cu degetul... Dar e mult mai pigmentată cu degetul, evident. Cu siguranță dacă aș fi pus... Doamne, vai de viața mea. Ce un machiaj. Am zis că nu o să fac nimic turbat și... Nu prea mi-a ieșit. Să vreau să iau nuanța Dreams. Adică asta de aici. Și o pun aici în colțul extern. Tot cu degetul o să iau, că mi se pare că e mult mai pigmentat așa. Foarte faină și nuanța asta. Are un pic de fallout, dar foarte puțin. Sunt palete mult mai fancy și mensy și au mult mai mult fallout. Așa. Și da, nu știu. Nu știu ce să-i mai fac. Să iau nuanța Cheesecake. Asta de aici. Și o să o concentrez fix în colțul extern. Pentru mine, atâta timp cât sunt super, super pigmentate, nu mă deranjează să aibă fallout. Ok. Acum, într-adevăr, a căzut ceva. Ce nu vrea să dispară. Da. E în regulă. Vedem ce facem cu asta și acum o să vreau să fac și partea de jos și revin. Bun, acum că am aplicat mascara și puțin bronzer de la Note, by the way, în nuanța 30,
O să folosesc o paletă pentru față, tot de la Makeup Revolution, pentru că o aveam și am zis că dacă tot folosesc produse Makeup Revolution, să o includ și pe asta. Se numește Hot Spice, îmi place super mult, e o paletă super faină și am zis că o să folosesc culorile astea două de aici. Întotdeauna am plăcut să le folosesc. E o paletă care nu are nicio culoare roz, nu sunt adepta blush-ului roz, le prefer pe cele piersică, flămânii, în zona aia. Și ca și iluminator, bineînțeles că o să-l folosesc pe ăsta de aici din paletă, pentru că îmi place super mult. Și foarte ieftină paleta asta, așa că... Asta e un pic, da, așa un pic spre roz, spre mov. Știu că e mai dubioasă culoarea, dar mie îmi place super mult. Nu știu cum o vedeți voi, dar eu o văd bine. Bun. Și ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să aplic rujul. Bea aștept, arată super bine ambalajul, arată super bine culoarea. Am înțeles că ar fi un finish. Bravo! Am înțeles că ar avea un finish cremos, satinat, ceva de genul. Sunt curioasă să vedem cum. Da, deci așa arată. În realitate pare mai închis decât pe cameră. E o culoare super naturală, deci nu are nicio legătură cu ăsta care e în tub. Nu știu, în realitate pare mult mai închis decât pe cameră. Dar da, cam asta e culoarea. Știu că e un look cam turbat. Turbulescu. Un look foarte turbulescu. Dar să zicem că îl lăsăm așa pentru că da. Mi se pare că arată nici rău. Dar, în fine, se putea și mai bine, mai natural. Nu am așteptat să fie culoarea asta atât de intensă, sincer. Mă așteptam să fie mai degrabă o culoare perfectă de tranziție, dar, well, asta e. Ce pot să zic despre corector este că mi-a ascuns foarte bine cearcănele. Nu știu dacă voi le vedeți, dar eu nu le văd. Plus că sunt la lumină naturală. Mi se pare că... Paleta e super pigmentată, vreau să îmi bag degetele și în alte culori, am o boală pe culoarea asta galbenă de acolo, doamne. Arată super bine și în roșul ăsta de aici, în fine, toate sunt superbe. Paleta are un mare da de la mine, mă și văd în ea. Rujul din nou, da, e un ruj cremos, dar e atât de pigmentat, deci e super, super, super pigmentat. Fondul de ten arată foarte bine pe ten, o să vedem cum se comportă atât fondul de ten cât și concealerul și apoi pot să vă zic un, nu știu, o părere completă despre produse. Cam astea sunt produsele noi pe care le-am încercat, restul sunt în general produse pe care le-am folosit deja, nu v-am zis mascara, am folosit-o pe asta de la Catrice, se numește Glam & Doll și da, ăsta e lucrul meu de astăzi, sper că v-a plăcut și... Dacă mai vreți tutoriale cu paleta asta, n-aveți decât să-mi scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!